Vineri 13 octombrie, în incinta stadionului municipal Călăraș, a avut loc cea de-a 19-a ediție a memorialului Marius Petrescu, concurs adresat copiilor și juniorilor. La startul acestei competiții de tradiție s-au aliniat sportivi din Megidia, Călăraș, Ploiești, Slobozia, Cernavodă, Chilia Veche și București, care au concurat la probele de viteză, lungime, pentasalt și decasalt. Un număr de 13 atleți ai Clubului Sportiv Școlar Megidia au participat la această competiție cuprinsă în cadrul Federației Române de Atletism și de această dată sportivii megidieni au cucerit medalii. Am participat weekendul trecut la Călăraș pentru prima oară, deși este un concurs ce este în calendarul Federației de Atletism, Memorialul Marius Petrescu. A fost prima oară în care am participat, fiind a 19-a ediție. Sperăm că și la anul vom putea participa. Câte cluburi au fost înscrise? La această competiție au fost înscrise 11 cluburi, dintre care CSS Ploiești, CSM Ploiești, Slobozia, Delta Chilia Veche, Axiopolis, Cernavodă și multe altele. Ce medalii ați reușit să aduceți orașului nostru? Am reușit să aducem 4 medalii, respectiv una de argint, două de argint, una de aur și una de bronz, cu sportivii noștri Filimon Raul, aur la 300 de metri, argint la 50 de metri plat, lungime argint cu Fologia Diana și la 600 de metri cu Pleșa Daniela bronz. Ce grad de dificultate a fost? Având în vedere că este o competiție înregistrată în cadrul Federației de Atletism, dificultatea concursului a fost destul de ridicată, deoarece copiii se luptă cu ei și în campionatele naționale. Scopul acestei competiții sportive a fost atragerea unui număr sporit de elevi în practicarea organizată și sistematică a atletismului, verificarea în concurs a potențialului și a stadiului de pregătire al sportivilor. Concursul care s-a desfășurat weekendul trecut la Călăraș a fost un pic cam dificil pentru mine. Ce medalii ai reușit să câștigi? Argintul și aurul. La proba de 300 de metri și 50 de metri. Participări notabile, dar fără a urca pe podium, au avut și atleții Iosif Andra, Mafteiu Carmen, Mafteiu Amalia, Ciuraru Alexandra, Stoian Andrei, Osoianu Andrei, Bărbat Ilie, Mujdaba Elis și Petraru Ștefania.